Domnilor și domnilor, exact în acest moment veți afla informații esențiale despre cele mai periculoase locuri în care este posibilă infectarea cu COVID-19. Colega mea, Andreea Cigolea, realizată emisiunii Sfat de Sănătate la Antena 3, a făcut o documentare la Institutul Național de Sănătate Publică și la Centrul Național al Bolilor Transmisibile. Sunt informații esențiale ca să știți care sunt cele mai periculoase locuri, ce trebuie evitat, în așa fel încât, cu mască și distanțare, să nu mergeți în zonele respective, pentru că chiar și așa, cu măsuri de prevenție, acolo pericolul este foarte, foarte mare. Priviți cu atenție! Bine, v-am regăsit. Guvernul a anunțat noile restricții care intră în vigoare din 14 martie, odată cu prelungirea stării de alertă. Deși președintele Claus Iohannis ne-a asigurat că de Paște nu intrăm în lockdown, totuși, potrivit deciziei luate, nu vom avea voie să ieșim din case fără limitări după ora 22. Deci, dacă ne gândim de acum, la biserică, în seara de înviere, tot nu vom putea merge. Până atunci vă prezentăm locurile cu risc crescut, mediu sau scăzut de infecție cu SARS-CoV-2 locurile cu risc mare să vă infectați pe voi sau să infectați pe ceilalți sunt locurile prost ventilate de dimensiuni mici cu multe persoane și în care petreceți mult timp. Un exemplu poate să fie un birou, care nu este ventilat corespunzător, nu are geamuri deschise și în care petreceți mult timp fără mască. Călătorile cu avionul, risc crescut. Zborul cu avionul este unul dintre cele mai riscante lucruri când vine vorba de infectare. De ce? Oamenii sunt mereu în grabă în aeroporturi, nu respectă distanțarea fizică, renunță des la mască și să nu uităm nici de locurile din avion care sunt extrem de apropiate. Baruri, risc crescut. Explicația ar fi că de multe ori alcoolul ne face să fim mai euforici și deci uităm și de distanțare și de regulile de igienă. Cu afor sau frizerie, risc crescut. Poate părea un loc lipsit de grijă, însă gândiți-vă că stați în incintă mai mult de 15 minute în apropierea hertilistului, despre care nu știți dacă ar putea fi bolnav sau nu. Locurile cu risc mic, să vă infectați pe voi sau să infectați pe ceilalți, sunt locurile bine ventilate în care sunt puține persoane și în care petreceți puțin timp. Un exemplu poate să fie un parc, un spațiu spațiu exterior sau un spațiu interior de dimensiuni suficient de mari în, sau și bine ventilate în care puteți să petreceți timp cu mască și la distanță. Restaurante risc mediu. Ideal ar fi să luați masa într-un spațiu deschis pentru că într-un local închis vă veți putea proteja numai dacă stați la mese care sunt la o distanță de cel cel puțin 2 metri și dacă știți sigur că cel alături de care luați masa este și sănătos. Întâlniri cu prietenii afară sau la terase, risc mediu spre scăzut. În acest moment, cel mai sigur loc din punct de vedere epidemiologic în care vă puteți întâlni cu prietenii este afară. Supermarket, risc mediu spre scăzut. Cel mai bine ar fi să alegeți un magazin care să limiteze capacitatea celor care merg la cumpărături și unde știți că vă veți simți mai în siguranță. Parcuri, risc scăzut. Însă, numai dacă nu vorbim de parcuri aglomerate, desigur. Altfel, riscul devine din scăzut, mediu sau chiar ridicat. Nu uităm să-i menționăm și pe cei care s-au vaccinat. E important să știm că cei imunizați prezintă risc minim de infecție cu SARS-CoV-2. Pot sta împreună fără restricții, chiar și într-un loc închis. Noile recomandări ale CDC-ului american, Center for Disease Control and Prevention, precizează că persoanele complet vaccinate pot să petreacă timp în interior, fără mască, fără distanță, împreună cu alte persoane complet vaccinate, riscul de infectare sau de transmitere a infecției fiind extrem, extrem de mic.